Ne auziți de acasă? Da, nu, poate. Eu zic că se mișcă bulinuța aia, it's fine. Ok, hai să începem. O să închid ușa că se aude. Înainte să începem, cred că sunt câteva oameni în sală care au ajuns aici pentru că e notorietate cu Code for România și nu au treabă cu Kubernetes. Așa că vreau să povestesc un pic de comunitatea noastră pentru aceia dintre voi. Cloud Native Bucharest a început acum vreo 5 ani, avem evenimente aproape lunare și avem cam 3 direcții tematice pe care le ciclăm în întâlniri. Odată suntem un soi de Kubernetes User Group și alte tehnologii asociate din CNCF. Suntem și un soi de Public Cloud User Group, agnostic de vendor, nu suntem nici fani ABS, nici CCP, nici Azure, dar avem povești cu serviciile nici de la toți, sau scenarii de deployment sau chestii în astea, și mai suntem și un grup de oameni care construiesc și operează aplicații cloud native, așa că ne gândim la concepte de arhitectură, microservicii, comunicare asincronă, instrumentare, observability, chestii din astea care sunt specifice aplicațiilor construite pentru infrastructura asta modernă din ziua de azi, care ne fac viața mai ușoară. Cam asta e cu Cloud Native Bucharest. Proiect interesant la care mai ajutăm e Kubernetes Community Days, e o conferință anuală care a avut anul ăsta prima ediție în aprilie, mai facem și în anul. Și cam atât. Sper să avem cât mai mulți dintre voi ca speaker în edițiile următoare, că asta e partea cea mai complicată. Azi o să vorbim despre infrastructura societății civile. Infrastructura binelui. Infrastructura binelui. Am încercat să fiu cât mai tabloid și în eveniment și în newsletter. Sper că am reușit să conving. O să avem o conversație despre cum arată pe dinăuntru organizația Code for Romania, concentrându-ne cât de mult putem pe practici de engineering și infrastructura din spate. Ok. Salut, Andrei. Cool. Salut. Eu sunt Andrei Ioniță, sunt de vreo 2 ani de zile Chief Technology Officer al Code for Romania, dar înainte de asta am fost voluntar în organizație, cred că de la aniversarea lor de 6 luni, când au făcut primul eveniment public la Tech Hub în 2016. Am început cu ei complet accidental și dintr-o doară. Eu sunt recalificat profesional din postul meu job dead-end de jurnalist, când în 2012 mi-am dat seama că ce vreau eu să fac nu prea se alinia cu ce mi oferea piața muncii în momentul respectiv și că nu prea aveam eu cum să-mi plătesc chiria cu idealurile pe care aveam în cap. Așa că am zis, cool, eu mai știu să fac niște chestii, am făcut un liceu de programare, m-au zis că se plătește bine, vreau să încerc. Și am încercat. Am avut primul breakthrough când am început să fac site-uri în WordPress pe 50 de euro și mi s-a părut cea mai șmecheră chestie pe care am... Per site, da. Și eu nici nu cumpăram teme pe vremea respectivă, le făceam custom, deci tot profitul era la mine. Quick maps, da? Așa, și m-a agățat foarte tare chestia asta. Pe lângă, n-a fost doar povestea financiară, a fost practic șutul de care am avut nevoie să-mi iau avânt în chestia asta, dar m-a devorat cu totul ca pasiune. Câțiva ani mai târziu, fast forward, lucream freelance, pentru că vă dați seama că nimeni nu
prea angajat la momentul respectiv, nici acum nu cred că angajează un fost jurnalist, o studii în domeniu, nu te angajează nici naiba la o firmă, sau lucrezi pe cont propriu cât de mult poți. Și încep să mă simt un pic cam izolat la mine în apartament, de unde lucram pentru tot felul de clienți străini. Și a apărut acest meetup, ca și ăsta, la care am zis, nu prea am eu foarte mare chef să ies din casă, dar hai că o să ies, orice că e scenariu, beau o bere care nu-mi place și mă duc și irosesc câteva ore. Și na, 8 years later, sunt în continuare cu aceiași oameni care și-au propus la momentul respectiv să facă o schimbare în bine. Da. Și când ai trecut de la voluntar la full-time member? A fost foarte ciudat și pentru că este primul meu job full-time în mai bine de 12 ani și a fost nevoie subit să mă ajustez niște așteptări, un ritm de lucru cu care nu mai eram obișnuit și da, într-un fel sau altul renunț și la niște libertăți în momentul în care ajung să lucrez cu o echipă mai mare. Noi în momentul de față suntem în jur de 30 de oameni la Code for Romania, dintre care developeri propriu-zis suntem 6. Ok. Nu știu cum se vede din exterior, dacă părem mai mulți, dacă părem mai puțini, dar suntem 6 oameni împărțiți pe diferite tehnologii. Pentru noi avem un istoric, sau mă rog, să zicem, o moștenire un pic mai variată decât ar avea mai multe companii. În general, dacă pleci la drum și îți faci o companie, ești nu știu, founder, developer, ai tu stack-ul tău, mai un prieten cu care lucrezi în aceeași chestie, ți-ai stabilit toate cele în Jordan și cu aia pleci. Ne-am văzut foarte mult timp pe contribuții, aproape exclusiv, aș vrea să zic, pe contribuțiile voluntarilor și noi eram super excited în momentul în care venea oricine și zicea eu îți fac site-ul ăsta în ce știi, în Spring Boot, mai știe cineva la noi Spring Boot? Nu, du, dă-i, it's good, ne bucurăm că cineva vrea să facă chestii cu noi. Cât timp ați operat fără echipă internă, doar cu voluntari? Fără echipă internă, de adevăr, programatorii interni au avut tot timpul cel puțin unul. Okay. Dar e not null, da? Dar timp de mulți ani, chiar și acea poziție sort of full-time dintre organizației era pe bază de voluntariat. Okay. Dar era pur și simplu, exact, era pur și simplu o persoană care s-a întâmplat să aibă un workload mai care să-i permită să facă chestia asta pentru o perioadă de timp. Vă dați seama, chestia asta nu e sustenabilă pentru forever. Deci membru echipei full-time avea și un job full-time. Exact. Da. Okay. Da. Numai că la momentul respectiv noi aveam și un pic mai puține proiecte palmares decât avem acum. Okay. În 2016-2017, cred că numărul nostru, nu mai țin minte exact, dacă că numărul soluțiilor pe care aveam atunci era în jur de 3-4 soluții, fiecare lucrau, la fiecare lucrau un grup separat de voluntari și practic munca în sine de coordonare era acolo, dar era ceva mai micuț. Și în perioada aia ce proiecte sau mai memorabile? Cel mai memorabil și cumva unul din motivele pentru care există organizația este proiectul de monitorizare VOTS. Okay. Este aplicația mobilă pentru observatori de vot care să poată raporta într-o formă mult mai rapidă și eficientă orice fel de nereguli pe care le întâmpină în procesul electoral. Okay. Că e vorba de, nu știu, lucruri care se întâmplă la secția la care sunt observatori, că sunt observatori mobili, be it whatever it is, este un loc în care se pot raporta, urmând ca organizațiile non-guvernamentale care coordonează procesul ăsta de monitorizare a legilor, să poată avea un overview mult mai rapid al situației procesului electoral. Ok. Și asta a fost una din aplicațiile de la început? A fost una dintre. Cred că chiar prima aplicație, dacă nu. Și a văzut așa cum povesteai, cineva a venit și a zis, știu eu să fac în două zile și a făcut. Nu mai știu să zic aici, pentru că asta a fost chiar și înainte de cele 6 luni în care am venit eu. Dar a fost
a fost proiectul care avea clar o misiune de serviciu public, de transparență, de transparență în procesul electoral, în procesul democratic, și este, rămâne în continuare una dintre prioritățile noastre și la nivel de valori ceva care este foarte aproape de corul nostru. Ok. Ca organizație. Și practic acum sunteți cei șase și bănuiesc că aveți un expert pe fiecare, nu? Pe Microsoft Stack, whatever. Cam așa. În momentul de față suntem trei oameni pe PHP. Da. Mai sunt doi oameni pe Python și avem un Lone Ranger pe .NET. Ok. Și suntem într-o constantă creștere a echipei. Pot să vorbim un pic mai târziu că avem și câteva poziții deschise. Căutăm încă un dev de PHP și căutăm un mobile dev în React Native. Ne-am mai dorit foarte mult la un moment dat să mai găsim și un front-end developer. Okay. Da, mai încercăm să le bugetăm cumva. Impresia că sunt 3.000 de voluntari? Sunt 3.000 de voluntari. Slack-ul nostru crește constant. Ce trebuie cumva să ținem minte totuși e că cei 3.000 voluntari nu sunt toți programatori. Okay. Pentru că la tot efortul acestei organizații nu ar fi posibil doar cu voluntari, doar cu developeri. Sunt atât de multe alte componente în mișcare care asigură succesul unei aplicații pe lângă partea de development, încât dacă noi am fi 3.000 de programatori, garantez că niciuna din chestiile astea nu ar funcționa foarte bine. Am fi probabil cei mai mari consumatori de Bootstrap 4 și de admin LTE și that would be basically everything that we're doing. Avem o echipă foarte mare și atât ca staff în organizație, dar și ca voluntari de UX researchers, UI designers, de oameni care se duc și fac munca pe teren și se asigură că deciziile pe care le luăm noi în momentul în care creăm o aplicație sunt bine informate și că rezultatul, că produsul nostru final își va îndeplini misiunea de a face bine. Da, chiar la momentul ăsta, legat de aplicația cu vot, faptul că toate organizațiile au ajuns să analizeze că asta e acea aplicație pe care o vor folosi, trebuie să fie un... Știu că este, nu știu dacă toate au căzut de acord încă, pentru că asta iese din sfera mea, dar știu că se depune un efort constant de a aduce toate părțile implicate la masă, de a face tot procesul ăsta de cercetare împreună cu ei. Noi acum suntem în mijlocul unui proces de rescriere a aplicației și de a o aduce up-to-date, cu nevoile curente, și de a lega un pic și cu intenția noastră de a scala soluțiile pe care le-am dezvoltat în România la nivel global. Ne-am găsit că multe din problemele pe care le-am identificat în România și pentru care am reușit să găsim o soluție care să funcționeze aici, au soluții relativ asemănătoare și în străinătate. Așa că dorim cumva să ținem viu spiritul de open source și spiritul de reusable, de reusable. Sunt multe organizații care fac ceva ce voi în lume? Sunt câteva, însă nu la acest nivel. Există destul de multe organizații de civic tech, cu câteva dintre ele am fost și noi la un moment dat într-o organizație umbrelă care se numea Code for All, care din câte știu în momentul de față nu mai există. Dar în fiecare țară dintre cele cu care am interacționat până acum, conceptul de civic tech e un pic diferit. În unele țări era mai degrabă o chestie spre GovIT Hub decât spre zona de ONG, în care făceau, nu știu, exclusiv chestii pentru stat. Sunt alte țări, nu mai știu să mai dau exemplu acum, dar erau alte țări în care lucrau exclusiv cu ONG-uri. Okay. Da, deci e conceptul în sine de civic tech și de working, making open source work for the people, este foarte, foarte vag definit. Care e? Adică înțeleg că ai lucru cu ONG-uri, lucru cu statul, open source, ce trait-uri are Code for România? În momentul de față, trait-ul care le leagă pe toate cele împreună este public service. Ce facem noi trebuie să fie categoric în interes public.
Okay. Mai să producă o schimbare în bine în locuri în care ori societatea civilă are nevoie, în locuri în care statul nu reușește să-și îndeplinească rolul, sau în locul în care, cum am avut când a început războiul în Ucraina, simt un influx foarte mare de oameni refugiați la noi în țară, care trebuiau să navigheze sistemul care de multe ori este complicat și pentru noi care vorbim limba. Și de aici mă întorc un pic la povestea că de cele mai multe ori Civic Tech nu e tot timpul doar despre tehnologie, ci e despre oameni, despre conținut. Unul dintre proiectele noastre cel mai mare impact au fost, din punct de vedere tehnic, o chestie foarte puțin interesantă. A fost un site, am făcut un CMS, care practic mi-au permis echipei mele să vorbească după aia cu... Am avut, cred că, în jur de 50 de legal volunteers și de traducători care s-au asigurat că toate legile și toate hotărârile pe care le publica guvernul român, care îi impactau direct pe refugiații ucraineni care ajungeau la noi în țară, erau verificate, erau condensate, erau traduse din română în engleză, ucraineană, rusă și prezentate pe site. Și noi am reușit să facem din această soluție tehnică de foarte mică complexitate o unealtă absolut esențială pentru un grup de oameni care ajungeau în România și care fără chestia asta ar fi fost destul de pierduți. Oh, so you're living the dream, să faci minimul de efort cu maximul de impact. Da. În toate echipele voastre. Nu se întâmplă mereu. Asta este, cum să zic, se întâmplă să iese din când în când un silver bullet în care îți dai seama că pe cât de mult vrea developerul din tine să over-engineer o soluție și să... Dar hai să punem un cluster în spatele chestii. De multe ori nu are neapărat okay. Același impact. Hai să ne facem un pic la subsetul organizației care scrie cod. Sunteți voi 6 și din voluntarii ăștia mă întreb, deci într-o perioadă mai de vârf, așa, cât sunt acum angrenați în proiecte? E foarte mișto să lucrezi cu voluntari, pentru că ai tot timpul o perspectivă mult mai fresh decât ai putea să ai tu, care stai cu capul în aceeași problemă tot timpul. Singura problemă e că, cel puțin ce am reușit noi să vedem până acum, este că felul în care până acum ajung voluntarii la noi în comunitate nu este neapărat foarte sustainable. Nici în momentele în care e feast și vin foarte mulți, nici în momentele în care e famine, cum se întâmplă vara, când nu prea mai găsești pe nimeni. Ne-am observat că voluntarii se coagulează foarte mult în jurul unui eveniment puternic emoțional, cum s-a întâmplat când a început lockdown-ul în COVID, cum s-a întâmplat din nou 2 ani mai târziu cu războiul din Ucraina. Ne-am trezit subit invadați de zeci și zeci de voluntari care ne-au depășit complet inclusiv capacitățile de gestionare. A venit, da. Noi aveam un singur server care gestionea voluntari, aveam doi oameni la noi în organizație care se ocupa cu asta și deodată au avut un spike mult mai mare decât puteau să ducă. În momente de genul ăla nu avem ce să facem, din păcate vor scăpa câțiva voluntari printre degete, că there's just no bandwidth să poți faci adică triage. Vor să ajute, exact, dar vor să ajute și vor să ajute cu lucruri de care noi nu ne putem folosi în momentul respectiv sau mai nou acum, după ce am început să mai consolidăm din tehnologiile pe care le folosim, pe care decidem că pur și simplu nu mai este sustenabil să le aducem on board. Și când e sweet spot, așa e cea și oferta perfectă, cum arată? Câți voluntari sunt activi? Când am lucrat la un acoperiș, care este această soluție de housing pe care am folosit-o în timpul războiului, pe care ucrainenii puteau să folosească ca să își găsească. Pe de o parte, cetățenii români puteau să ofere cazare și alte ajutoare de care era nevoie, și pe de altă parte,
autoritățile statului prezente pe platformă puteau să verifice persoanele care au oferit cazarea. Noi le ceream, practic, așa cum am stabilit în acord cu statul român, copii după buletin, copii după acte doveditoare că sunt, cine spun că sunt, cuiu după firmă, dacă era o firmă și ne ofereau spațiu, ca să ne asigurăm cumva că în momentul în care vin refugiații pe platformă și cei cazare, noi știm cine sunt noi. Că statul știe, ci în mod realist noi nu făceam niciun fel de verificare a persoanelor. Dar că statul știe cine sunt acești oameni care oferă cazare și cumva așa să contribuim și noi la efortul de a împiedica traficul de persoane. În perioada asta în care un acoperiș FSS, o altă aplicație înainte și a fost adaptat într-un regim frenetic la această situație nouă și neprevăzută pe care o aveam, cred că am avut în jur de 20 și ceva, 30 de voluntari care lucrau constant la aplicație. Toți dev, ori pe PHP, ori care erau front-end și veneau pur și simplu și se coordonau cu project owner-ul, dacă vrem să-i spunem așa, și ne împărțeam din workload de pe GitHub. Tot ce ține de informațiile noastre de lucru, toate issue-urile sunt în GitHub, publice, pentru că tot ce lucrăm noi este public. Nu am încercat la început, cred că cumva din inerție, să avem și noi un Jira, un Confluence, până când ne-am dat seama că chestia asta arată atât de diferit pentru toată lumea, încât efectiv nu avea sens să ne mai batem capul. Și am zis, totul este public, noi nu avem chestii de ascuns în munca pe care o facem, dacă se întâmplă să avem vreun issue care pentru raportare necesită, nu știu, share-urile unor informații sensibile, alea nu sunt incluse în GitHub și le discutăm noi pe canalele noastre interne. Da. Așa, dar altfel, practic tot ce țintim să avem este public. Și de multe toate ori proiectele sunt pe organizația Code for Romania. Și toate conversațiile sunt fișuri pe proiectul ăsta, pull request. Da. De multe ori pentru conversațiile în linii mari. Conversațiile mai în detaliu se mai întâmplă și pe Slack, pe canalele de proiecte, pentru că la un moment dat nu prea pot să stai să conversezi exclusiv în issues, că nu am mai... Dar sună complicat să onboardezi și să lucrezi cu 20 de oameni de pe zi pe alta. Este, dar aici, în momentele astea, de multe ori avem noroc că vin oameni care sunt foarte driven de misiunea care, să mă rog, de oportunitatea de a contribui la un lucru de genul ăsta și vin cu expertiză și cu autonomie. Asta este cumva sweet spot-ul voluntarului care vine și știe ce face, spune I got this. Da. Am luat task-ul și am fugit cu el. Catalizează procesul, da. Nu îl blochează. Da. Nu se întâmplă tot timpul și e ok. Noi încercăm pe cât de mult posibil cu toată lumea să fim cât poate de inclusiv, să putem să-i aducem, să le explicăm unde poate să ne ajute, cum poate să ne ajute. Ne ajută foarte mult să ne dăm seama în momentul în care documentația noastră nu este suficientă, pentru că practic așa îți dai seama că tu presupui că ce ai lăsat un readme cu 100 de ani când ai făcut proiectul e încă accurate și că pornește ok. Și eu am pățit-o de vreo două ori cu proiecte pe care le-am scris eu, mai pe la începutul organizației, în care am lăsat un ritm inițial, l-am testat atunci, dar trei update-uri de major versions mai târziu, guess what, nu mai funcționează. Și am reușit să descoper chestia asta cu ajutorul unui voluntar care mi-a zis comanda aia pe care zici tu să urzi acolo just doesn't exist anymore. Mm-hmm. Ce fac cu asta? Și m-am uitat pe GitHub înainte, sunt am fost la 60 și ceva de public repos. Și am văzut că erau sortate exercii după activitate și erau unele cu niște purică-suri ieri, azi, noapte, da. Altele acum două săptămâni. Acum cam câte proiecte au ongoing development? E foarte greu să... Sunt câteva zeci. Noi în momentul de față avem în jur de 60 și ceva de soluții care au trecut prin tot procesul, de la cercetare, la development, la implementare și unele dintre ele sunt și lansate.
E greu să, nu, să dau un număr exact pe povestea asta, pentru că să vedem ce înseamnă de fapt un proiect activ. Că eu am proiecte la care ele tehnic sunt dormant timp de, nu știu, 2-3-4 ani, cum a fost, de exemplu, rezultate vot recent. Acum noi nu am avut niciun motiv să o scoatem de la naftalină înaintea unui an electoral. Și acum a devenit unul dintre cele mai lucrate proiecte la noi în organizație, pentru că anul ăsta este de așa natură. Da, cred că m-am uitat și eu să văd câte mai sunt. Cred că în ultimul an noi am avut deploy-uri, că nu mă uit numai de modificări în cod, am avut deploy-uri cred că la 20 sau 20, undeva între 20 și 25 dintre soluțiile pe care le avem. Și la unele, sure, modificările sunt minuscule. There is a security vulnerability, we assessed it, am făcut update, am făcut patch pe unde era necesar, tag un minor version nou, am făcut deploy și s-a terminat. La altele sunt niște lucruri mai complicate, nu? S-au schimbat niște API-uri upstream de care noi aveam nevoie, deodată nu mai funcționează ceva, hai să vedem care și să începem să facem niște muncă de detectiv înainte să ajungem acolo. So, ok. Acum vreau să intru un pic în life cycle-ul unui proiect, cum arată munca. Dar de asta sunt curios dacă are cineva din sala întrebări despre oameni, organizație, procese, chestiunea. În curios, în primul rând, care să aveți angajul, cum se susține conflictul? So, noi nu cerem bani de la beneficiarii cu care lucrăm. Nu luăm bani de la ONG-uri și nu luăm bani de la stat. Pentru că chestia asta pe noi ne-ar pune într-o poziție destul de vulnerabilă în care nu vrem să ne aflăm. Noi ne bazăm foarte mult pe partenerii noștri strategici, care sunt toate companiile care sunt listate la noi pe site, care au zis: noi vrem să vă ajutăm, ne asumăm că lucrăm cu voi împreună pe acest pilon, avem niște direcții definite și în general facem genul ăsta de lucru în care ne concentrăm în a atrage sponsor. Acum, chestia asta funcționează mai bine în unele perioade, în altele mai puțin. Mai aplicăm peste tot pe unde se poate și pe unde ne încadrăm la tot ce înseamnă bani publici, gen granturi. Dacă există un proiect la care putem să aplicăm ori noi pe cont propriu, ori împreună cu altă organizație parteneră, avem oameni în echipă care se ocupă de chestia asta, care stau geană pe toate proiectele care trebuie, la care ne-am calificat practic și aplicăm la ele. În așa fel încât toți banii care ne intră în organizație să ne intre liber de obligație. Să practic noi să fie necesar doar să ne facem treaba și să facem bine fix treaba la care ne-am luat angajamentul când am scris proiectul și fără alte strings attached. Toți oamenii care sunt acum în echipa de dev, cel puțin, toți oamenii care sunt acum angajați full-time au fost voluntari la un moment dat. Pentru că asta a fost cumva, a fost și drumul pe care l-am avut și eu în organizație și la un moment dat se cam întâmplă organic să faci chestia asta. Eu cred că am fost printre oamenii care au fost cel mai mult timp voluntari și am ajuns acum pe poziție paid doar pentru că am venit mai devreme în organizație și pentru că la momentul respectiv nu exista un buget să angajăm mai mulți oameni. Eu am stat, cred că în jur de 6 ani, on and off, că nu au fost 6 ani în care am lucrat intensiv. Au fost 6 ani în care m-am și mutat din România, în care nu mai aveam neapărat planuri să revin sau să lucrez cu Codeform mai departe de, nu știu, un proiect aici, acolo sau când mai aveam timp, doar că na, s-a întâmplat cumva organic să ajung înapoi aici. Și ceilalți colegi ai mei la fel.
Deci cumva vin și nu mai pleacă, iar frecvența în funcție de nevoi. Frecvența în funcție de nevoi și în funcție de, de, cum, de cum funcționează. Ți-am povestit că am un coleg pe .NET, este colegul nostru Ion Dărmenco de la Iași, care este super pasionat despre tot ce înseamnă elections, despre democracy și este the brain engineer din spatele, da, în spatele monitorizare vot. În forma lui actuală. Pentru salut Ion, dacă cumva. Și pentru el subiectul ăsta este foarte important. El de principiu în organizație cu asta a venit să lucreze, pentru că asta e chestia la care la care ține cel mai mult. Primul proiect la care am lucrat eu în Code4 a fost, trebuia să fie doar o hartă pentru organizație, să zic acum cum e numele, dar nu mai există între timp. Am făcut eu o hartă pentru o temă WordPress, ca să conectăm cu bucla de la început, pentru o organizație care vrea să ofere legal aid for refugees. Și am zis, this is something I can get behind. Știu să fac hărți, că am făcut hărți, pentru că toți creierii mă îndemânau că vor hărți. Am zis, facem o hartă short. Că între timp ceilalți voluntari care intraseră în proiect au zis, da, eu nu prea mai am timp, eu știu să fac numai chestia un pic, hai că fac. După aia a făcut, nu știu, jumătate din cât, de cât își asumase și am ajuns să mă trezesc eu din prima cu, de la fac doar harta la, uite, Figma, sau de fapt nici nu cred că aveam, nu aveam Figma atunci. Da, cred că aveam niște PSD-uri primite atunci, în care, te rog, curcă-te, fac să băiatul pe design. Și na, we've come a long way de atunci, dar cred că am deviat un pic de la întrebare. I'm sorry, I'm rambling. Da, deci de principiu, până acum cel puțin, majoritatea oamenilor care au venit în organizație ca full-time devs au lucrat ca voluntari și cred că au lucrat în medie cel puțin, nu știu, vreo 2 ani înainte să se hotărască că e un pas pe care vor să facă. Și pare o intersecție între ce contribuție civică vor să facă și ce stack tehnologic stăpânesc și dacă se pupă. Asta mai puțin. Pentru mi se pare că este mult mai important drive-ul de misiunea la care vrei să te lipești. Stack-ul tehnologic este, okay, a fost de foarte multe ori mult mai negociabil decât avea neapărat sens. Dar tocmai în ideea în care noi știm că tehnologia se învață, dar drive-ul ăsta de a face lucrurile bine și de da, nu cred că am alt decât de a face lucrurile bine. I don't have better words now. Da. E ceva mult mai greu de găsit și mult mai greu de. Da. Exact. Da. În mod care, în general, când a lucrat cu voluntarii, una din probleme este că toată lumea sare pe lucrurile shiny. Și ce te faci când ai o problemă care cineva chiar trebuie să bage în latrină, să sară? Și acum sunt voluntari și voluntari. Sunt și unii care le place să sape și după chestii mai puțin shiny. Teoretic, aici intră rolul persoanei care cumva coordonează tot ce sunt voluntari. Da. Dar ăsta e de asemenea și unul din motivele pentru care noi nu avem cum să ne bazăm exclusiv pe voluntari. Pentru că oricât ai chinui să împachetezi ceva frumos, it's still gonna be a pile of shit. Și ăla e momentul în care de regulă eu sau unul din colegii mei intrăm și vedem care sunt lucrurile. Aveți problema asta că având o paletă atât de largă de tehnologie, avem. E ceva care se întâmplă, dar cumva totuși din fericire efortul pe care am început să-l depunem în urmă cu vreo 2 ani de a mai consolida un pic din tehnologii ne-a mai redus din problema asta.
Da, nu, nu. De cele mai multe ori am reușit să reducem majoritatea lucrurilor pe care le ținem în picioare, cu niște mici excepții de legacy systems pe care încă le avem, unde mai apelăm și noi fiecare la rețeaua noastră de prieteni, la contacte și worst case scenario, dacă mai avem așa cum am luat undat cu niște proiecte scrise în Ruby, ne-am dus la maintainerul soluției open source și am zis, voi oferiți a service să ne ajutați să figure something out. We're gonna pay you să ne ajutați să rezolvăm problema asta, că altfel nu, noi nu mai avem pe nimeni care să știe Ruby. Și e bine ce ziceau, dar nu e în America. A, nu, 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 nu. Vreau banii, da? Da, normal. Da. Am înțeles în mare cam care are procesul de dezvoltare, care e drive-ul, cum e organizația, ce tu le-ți poziți. Mă interesează cum ajunge ideea în dezvoltare ca și produs la un moment dat și cine e stakeholder-ul cu care vorbiți pentru feedback, dacă suplinește nevoile. Da. Super! Păi asta vreau să... Era subiectul după ce terminăm cu întrebările din zona de org. Da, life cycle-ul. Deci vine ideea, discută research. Noi avem o echipă de research care cu asta se ocupă. Noi am avut, sau cred că teoretic încă avem, e pe terminat, I don't really know, pentru că e un pic înainte să intru eu în conversație cu zona de tech aici. Noi avem un program care se numește Civic Labs, în care researcherii noștri vin și se duc, fac muncă de teren. Noi ne-am stabilit care sunt niște pillars pe care mergem. Avem și pe site prezentată sort of harta cu care noi ne propunem să modernizăm România și fiecare dintre autostrăzile pe care le-am desenat acolo conține o listă de soluții și felul în care ne-am gândit noi la ele. Nu sunt așa ca un waterfall-ish? E un pic, dar e un proces care ne ajută pe noi să ne dăm seama că lucrurile pe care le sau mă, ne ajută să ne asigurăm că lucrurile pe care le facem chiar răspund la o problemă și nu sunt o soluție în căutare de o problemă. Și când ajungi la punctul în care știți și care e soluția, atunci apar programatorii? Da. Sau este implicat și în procesul? Suntem implicați și în procesul un pic mai devreme, dar în momentul în care deja problema a fost validată cu oamenii care sunt afectați de chestia asta, că e vorba, nu știu, de exemplu, sunt câteva organizații care ajută pacienți cu probleme oncologice să-și continue tratamentul. Noi o să vorbim cu acele organizații să aflăm de care sunt problemele pe care le întâmpină și cum putem noi să venim să ajutăm chestia asta pentru a înlesni oamenilor accesul la tratament oncologic. Da. Abia după ce s-au stabilit toate, s-au validat presupunerile, s-au verificat tot, s-a făcut everything that needs to be done în relație cu beneficiarul, cu această organizație, venim și noi pe partea de development și mai facem un challenge la acele assumptions din punct de vedere dev. Ok, și după aia cum ajungi să scrieți cod? We just start. Let's go, da? Okay, da, nu. Există așa. Ca parte din procesul de UX, se produce un product file care conține practic tot behavior-ul, toată descrierea comportamentului aplicației, cine sunt actorii implicați, cine trebuie să aibă cont, ce fel de cont, care este permisiuni. Este un roman enorm de multe ori, de, nu știu, 80, 90, 100 de pagini care îmi descrie textual ce se întâmplă. Acest product file este și el însoțit tot timpul de un design în firmă. Ok. Care îmi conține, practic, ce mă aștept eu să văd pe zonă vizuală, văd legăturile între lucruri, văd unul dintre cele mai utile tool-uri pe care am reușit să le aducem împreună cu echipa de design, și anume să avem dev notes pe Figma, niște sticky notes care clarifică lucruri și care le-au simplificat nouă viața. Again, very breaking technology de punem un post-it pe Figma. It works amazing. Așa, și după aia chestia asta este alocată la echipa de proiect. Că echipa de proiect înseamnă unul dintre noi, în funcție de cum ne împărțim, unul dintre noi să fie lead-ul pe proiect și celălalt
în situațiile în care avem mai mult de un developer pe limbajul ăsta de programare pe care l-am ales, unul să fie lead, unul să fie support. Okay. Și lucrăm practic tot timpul cot la cot cu echipa de UX. Încercăm să aducem un prototip în picioare cât mai repede posibil ca să putem să validăm cu ei și să nu... Validați și cu end user prototipul ăsta, nu? După... Poate nu chiar când sunt în alfa, mai degrabă că sunt un pic mai în beta, că... Da. Să existe mai mult decât 3 ecrane. Ok, și cum alegeți stack-ul sau arhitectura sau asta? Lead-ul face ce știe mai bine sau... Le discutăm. Pentru că îți dai seama că fiind o organizație în creștere, care s-a bazat foarte mult pe voluntari înainte, nu există de cele mai multe ori niște procese la fel de clare cum ai avea într-o multinațională care asta face deja de o grămadă de ani. Practic și modul nostru de lucru e un pic mai lean, de multe ori nu ne permitem să avem un Scrum Master sau cineva care să vină și doar să stea cu biciul pe noi și atât. Mulți dintre noi, we wore multiple hats at the same time, pentru că încercăm să facem banii pe care am obținut din donații sau din granturi să ne țină cât mai mult. Adică nu plecăm în team building-uri expensive doar pentru că s-a întâmplat să câștigăm un grant. Deci, practic, aveți... Cum decideți să coborâți un proiect? Deci, o chestie asta tinde să fie un animal cât mai complicat decât părea inițial și poate ne depășește. Când apare momentul ăsta și cum... Când apare momentul ăsta, se întâmplă și cumva e normal să se întâmple într-un moment în care tu încerci să go above and beyond ca să faci o chestie mai bine. Da, exact. Sau foarte devreme, în funcție după caz, pentru că am niște traume cu trezitul, cu noaptea în cap acum cu alegerile. Se întâmplă și de regulă e unul la noi din echipă care ridică semnalul de alarmă. Fie că e o problemă pe parte de development, fie că e o problemă pe parte de relația cu beneficiarul cu care lucrăm. Încercăm tot timpul să găsim. Nu există varianta în care we just drop it complet, îi dau drumul și e ca și cum nimic s-ar fi întâmplat. Încercăm tot timpul să găsim și până acum a funcționat, să ne găsim o soluție care să sort of de compromis, dar care să fie ok pentru toată lumea. Noi ne asumăm că de fapt chestia pe care am zis inițial că o facem nu mai are sens, s-au schimbat datele, problemele între timp, trebuie să ne întoarcem înapoi la the drawing board și să vedem ok cum arată de fapt chestia asta pe care nu am estimat-o bine la început. Dar de cele mai multe ori chestia asta se rezumă la un ok, care este MVP-ul pe care putem să-l livrăm în așa fel încât chestia asta să aibă sens. E greu, mi se pare că asta e de discutat în proiect, on a case by case basis, da. Da, nu, ce am în sensul că e ușor când vine afară ca voluntar, wow, ce problemă asta, bă, ăștia am bani, am zis să fac ceva super simplu, faci așa, știi? Și după da. Încep și să faci că e un new, this so complicated. Da, surprise pick at your face. Da. Asta se mai întâmplă, credeam că întreb mai degrabă de, nu știu, la nivel mare, la când se întâmplă ca un proiect să nu meargă neapărat ok, dar la nivel de contribuție individuală cu un voluntar, teoretic asta e treaba cui face code review. Adică noi ne uităm, nu de principiu nu prea dăm acces descriere direct la report, că toată lumea, oricine poate să facă fork, proiectele sunt open source, sunt publice, ia-l, trage-l la tine, fă-i ce vrei, distruge-l dacă e nevoie, poți să-i mai dai fork încă o dată și la sfârșit faci un pull request la noi și eventually o să apucăm să ne uităm, să-l evaluăm, să-l testăm și deci, să... Ați început proiectul, ați ales tech în funcție de potriva la echipei. Ați început să lucrați la el. Cum funcționează partea asta de colaborare? Deci, practic, dacă sunt extern, eu o să facă un fork, dacă sunt intern, nu. Și apoi, partea asta de testare, spuneai că o să faceți feedback. Aveți medii de noi încercăm, testare? Încercăm cât mai repede să punem în picioare sort of un staging cât se poate de lean. Okay. Toate proiectele noastre în ultimii câțiva ani sunt toate containerizate. Sau în momentul de față, pentru noi e destul de simplu să
arunc containerul ăla pe o mașină as cheap as I can get it, o leg la o bază de date de cele mai multe ori și începem și testăm acolo. Bază de date ceva metri, unde îți le țin la AWS? Da, în momentul de față, our main cloud provider este AWS, dar noi lucrăm în momentul de față, suntem extrem de multi-cloud din, din motive istorice, AWS nu ne-a dat tot timpul credite. Microsoft a fost unul dintre cei care ne-au dat la început mai multe credite, Google ne-a mai dat la un moment dat prin niște alte lucruri și cumva încercând să echilibrăm toată perioada asta în care finanțarea ba există, ba nu există, noi încercăm să make those credits last as much as, as possible. Am avut vari momente în trecut în care majoritatea infrastructurii noastre a stat pe Azure sau pe AWS sau pe Google. Mai avut la un dat și niște VPS-uri random somewhere, dar în general acum am încercat să le consolidăm pe cât de mult posibil în același loc. Și procesul ăsta de release management cum arată? După ce aveți un CI/CD ceva? Da, ne bazăm enorm de mult pe GitHub Actions de, okay. de când a apărut, pentru că noi avem toate chestiile free. Open source publice, deci GitHub Actions este completely free, ceea ce îmi permite mie să rulez toate testele de care am nevoie, toate... Cine întreține pipeline-ul? Eu sunt the main person behind the pipelines. Ești echipat de platformă? Sunt toată platforma uneori. Nu. Eu am început să fac sistematizarea lor some time ago, pentru că îmi place munca asta de arhitectură, îmi place să înțeleg de ce funcționează unele lucruri într-un fel în care, în felul în care funcționează și cum pot să le fac să fie mai bune. Și de urmare sunt unele momente în care, să zicem că aș sta și m-aș uita la o problemă un pic mai mult decât ar vrea restul colegilor mei. Dar pe termen lung, de obicei, până acum cel puțin a compensat efortul ăsta pentru că ne ajută să și pipeline-urile pe care avem sunt solide, sunt reusable. Sunt un pic cam nerd pe chestii de genul, dar... Ok, deci aveți niște parcurse, aveți niște repuri active, da. De multe, după părerea mea. Da. Și niște produse care sunt folosite în real life, da. Operațional, cum funcționează toată treaba asta dacă ceva crapă și în momentul în care cât mai mulți cetățeni folosesc acea soluție, va deveni din ce mai important. Da. Cum funcționează? Că sunteți practic 6 oameni plus niște dintre așa. Suntem 6 oameni plus câțiva. Revenind la povestea cu multi-cloud. Noi avem niște lucruri găzduite la noi în infrastructură, cum e de exemplu rezultate VOD, care este genul de platformă pe care stăm cu toții cu ochii ca pe butelie în momentul în care e folosită. În afară... Aveți folosit ceva din stack-ul cloud-ului de monitorizare sau... Da, noi avem legat de principiu toate lucrurile pe care le avem deployed, ne ajung în CloudWatch cu loguri, ne ajung în CloudWatch la fel cu alerte când e necesar și cu toată partea de observability și de error monitoring ne facem via Sentry, care la fel ne sponsorizează în virtutea faptului că contribuim la open source. Sunteți toți 6 on call tot timpul sau cum funcționează? Nu, sunt practic eu și cu încă doi colegi care facem chestia de on-call când este necesar. Până acum totuși nu am fost suficient de norocoși încât să nu fie nevoie să facem genul ăla de on-call care stă la firmă. Adică we don't have DRI în sensul în care stă unul dintre noi treaz peste noapte, pentru că pur și simplu nu... Aplicațiile noastre în momentul de față, cel puțin pe perioadă lungă de timp, nu au genul ăsta de probleme. Au existat situații, de exemplu când am avut citiri oficiale în picioare la noi în infrastructură, în care ne-am trezit că suntem atacați și că a fost cineva cu IP-ul corporate Microsoft care dădea în noi un botnet of sorts. A existat un moment în care am avut un downtime de 15 minute până ne-am dat seama ce se întâmplă.
Dar, again, atunci a fost o chestie de probing, cineva a vrut să vadă ce se întâmplă și, for the most part, până acum, cam așa au arătat momentele astea de downtime, de, știu, în care suntem under attack și e nevoie să răspundem. De cele mai multe ori, unul din noi se întâmplă oricum să fie online, pentru că da, stăm și pe time zone-uri diferite și, at some point, e... Nu suntem încă suficient de geodistribuiți încât să acoperim tot. Noi ne... Adică cele câteva proiecte pe care le știu cam sunt genul peste forțuși în benzin pe merg, dar părăți că sunt și câteva la care... Pentru cele, de exemplu, în care noi am luat și am făcut o aplicație pentru asistență medicală comunitară. Sunt oameni care se duc pe teren și oferă ajutor medical, social, unor oameni de principiu foarte defavorizați. Avea o aplicație înainte, nu funcționa neapărat extraordinar, scrisă foarte de mult și am zis ok, noi ne apucăm și o facem from scratch, să fie ok, să poată să folosească oamenii ăștia pe teren cât se poate de bine. Pentru genul ăsta de lucruri, și din cauza naturii datelor care s-au acolo, totuși datele personale ale beneficiarilor, asistenților medicali, noi nu găzduim platforma asta. Și ăsta este momentul în care, de exemplu, noi intrăm în legătură cu STS-ul, care este un partener al nostru cu care lucrăm deja destul de bine de foarte mult timp, în care zicem, ok, noi dezvoltăm această soluție în parteneria cu Ministerul Sănătății, este ceva ce o să folosească ei intern. Haideți să începem o conversație despre cum trebuie să arate infrastructura asta și o punem la ei pe infrastructură. Da. Și sigur, avem înțelegeri cu ei, noi avem acces fix la bucata noastră de infrastructură pe cloud-ul lor, facem în continuare mentenanța de care avem nevoie, trecem de tot ce înseamnă cerințele lor interne de pentest-uri de care avem nevoie, trecem la ei, de tot ce înseamnă load balance, load test, tot. E o listă destul de lungă de lucruri prin care trebuie să trecem de fiecare dată când punem ceva acolo. Și când primim OK-ul, e tehnic la ei în infrastructură și noi venim după aia just with extra information în general. Și da, patch-uri când e necesar, că evident că ei nu intră în sfera atribuțiilor lor. Altfel, SLA-uri propriu-zis nu avem, noi ne asumăm și încercăm de fiecare dată să ținem tot ce se poate, să ținem, da, best effort-ul nostru să fie foarte, foarte, foarte ridicat, pentru că mediul în care lucrăm noi este un mediu în care teoretic nu avem foarte mult spațiu de failure. Sunt multe organizații care se bazează pe soluțiile pe care le punem noi în picioare ca să-și poată îndeplini și ele mai departe misiunea. Sau cumva... Asta, cum arată limitele la care ajungeți, nu știu. Pare că nu au fost niște failuri foarte faimoase. Asta înseamnă că ați prins bine vârfuri de trafic sau. Am prins bine. Cum arată povestea asta? Ce fel de vârfuri aveți și cum le gestionați? Pot să vă dau una din timpul știri oficiale, care, na, 2020, acum a început COVID-ul. Eu începusem să fac chestii de infrastructură de foarte puțin timp și așa mă jucam mai mult să văd cum poate să funcționeze chestii. Am început task force-ul de COVID, care la noi task force-ul este all hands on deck, toată lumea care vrea să jump on board. Nu mâncăm, nu dormim, nu facem nimic, this is what we do o săptămână cât durează. Am identificat lista de probleme, am identificat că una dintre soluțiile de care am avea nevoie cât se poate de repede este un site în care noi să reușim să-i punem toate autoritățile statului de acord să publice acolo informații și să nu-și mai pună fiecare comunicat de presă pe site-urile lor dubioase de minister pe care nu le găsește nici naiba. Și am zis, facem un site. Am făcut un site cu un CMS în care cineva a putut să intre și să actualizeze lucrurile. Și am încercat să facem statusul autorității statului, să le zicem, hei, veniți, v-am făcut frumos pagina asta de postare, veniți, introduceți chestiile aici. Nu, poftim PDF-ul cu comunicatul. Am zis, bine, dați-ne PDF-ul cu comunicatul, le luăm și le punem noi.
Și na, fiind la, mai la început cu lucruri, am zis, eu știu să fac deploy, cum știu să fac deploy de aplicație, un server, o aplicație, let's go. Luăm și o punem acolo. Nici cu Docker nu eram neapărat super up-to-date atunci, dar o mașină pe care am pus Nginx, PHP, așa, whatever, o mașină, that's it. Și super foarte funny momentul ăla în care zic și eu că am terminat după două zile de băgat forță la chestia asta, pot să mă duc acasă să mă liniștesc, primesc mesaj că o să plece știrioficiale.ro prin ro alert la toată țara. Și eu zic, când? Cât timp am? 15 minute. Putem să am 45? Please? Că, da. Și am avut 45, am zis ok, ce știu să fac, nu știu foarte multe lucruri să fac, n-am foarte mult timp să stau să citesc, fac 45 de minute să mă pregătesc pentru așa flux de trafic. Și cred că atunci singura chestie pe care mi-a venit în cap a fost ok, I'm gonna cache tot ce se poate că vine din baza de date, pun un varnish în față sau ceva și încercăm să terminăm. Și am avut un spike atunci. Țin minte că a înregistrat o colegă real-time de la Analytics atunci. Am avut un spike pe o singură mașină virtuală care avea, nu știu, că 4 GB de RAM de 200.000 de conexiuni simultane. Și abia de la 200.000 încolo a început să crape un pic, pentru că nu mai avea inode-ul după care să-mi deschidă conexiuni. Și ăla a fost unul din momentele în care am zis, ah, ok, cool, eu nu pot să mai stau să mai fac doar o aplicație, un server, let's go. Și că trebuie să încep să învățăm mai bine containere, să încerc să văd load balancer și our Lord and Savior în momentul de față, un cât în pus frumos în fața tuturor chestiilor. Suntem pe AWS sau este CloudFront în momentul de față ca majoritatea lucrurilor. Am aici niște am niște mici statistici pe care le-am scos după alegeri de pe platforma Rezultate Vot. Rezultate Vot, în cazul în care n-ați intrat deja pe ea, e o platformă în care agregă datele foarte spartane ale ROAEP-ului și îți permite să vezi niște date agregate la nivel de județ, la nivel național, cum te aștepți de altfel să vezi rezultatele alegerilor. Știind că asta o să fie o aplicație de very high usage, am pus din start, asta e decuplată, avem un front-end scris în React some time ago și un back-end scris în .NET. Ambele limbaje în care eu nu sunt neapărat util. So, am zis, ok, best I can do în momentul de față ca să mă asigur că totuși chestia să stă în picioare și că rezistă unui trafic absolut enorm la care mă aștept a fost. Frontend-ul stă super lejer pe Vercel, n-am nicio treabă cu el, it's deployed nicely, n-a sponsorizat și ei până recent, până când mi-au dat un mail cu o săptămână, nu, cu mai puțin de 24 de ore înainte, că, by the way, your sponsorship is caput, so îți dăm niște discount următoarele 6 luni. I still need to talk to them about it, pentru că nu știu ce facem acum, dar a fost fix înainte de alegeri chestia asta, în care, by the way, nu o să mai aveți credite. Momentan suntem fine. So, am pus un API în spatele CloudFront și am zis we don't need some very, nu știu, super aggressive caching. Pe mine mă interesează pur și simplu ceva care să îmi netezească spike-urile, pentru că datele la noi se actualizau destul de repede. Aveam un multiple worker care odată la 5 minute mai trăgeau din nou datele de la Apple, compilau din nou tot ce aveau de compilat și mi le încărcau în bază de date și am zis nu pot să fac un cache mai mare de atât, mă interesează să am ceva micuț, un minut, două minute, doar ca să even out anything that comes in terms of the spike mai mare de trafic. Și drept urmare, în toată această perioadă de 5 zile, am zis de săptămâna de dinainte, nu, de pe 9 iunie,
următoarele 5 zile. Noi am avut în API-ul ăsta via CloudFront, am văzut că am servit în total 63 de milioane de request-uri. Au fost pur și simplu oameni care un request nu o să semne o vizită, pentru că pe fiecare pagină avem, cred că sunt at least 2 sau 3 request-uri, dar în continuare niște sume destul de mari. Picul într-o singură zi, care a fost efectiv în noapte în care a început să se aștepte lumea la rezultate, a fost de 36 de milioane. Okay. Chestia asta însemnând în total un 3 tera jumate de JSON-uri servite în aceste 4-5 zile, comprimate. Și dacă e de laudă. Da. Da, exact. Poți să vii și care a fost costul bugetului sau unde ce a fost așa de mult, a fost traficul. Traficul nu a costat cel mai mult. Traficul fiind servit via CloudFront era una dintre opțiunile cele mai ieftine de egress din AWS. În momentul de față ne-am identificat că sunt niște lucruri care nu sunt neapărat super eficiente la zona de arhitectură de bază de date și drept urmare cea mai mare am avut o serie de cascading costs care au pornit de la bază de date. Ce bază? Man, I don't even remember. Trebuie să mă uit pe Terraform. Chiar nu mai știu. Este un either PostgreSQL or MySQL. Una din două. Ok. Da, cred că MySQL. Și înțeleg că partea de cod sunt niște containere și le faceți imagine cu GitHub Actions, se publică în Docker Hub, pentru că Docker nu mai oferă gratis toată povestea aia. Și după aia noi mai avem, pe producție le tragem via Terraform. Avem Terraform files pentru tot ce facem deploy. Facem pur și simplu tag la container, așteptăm să builduiască, verificăm că totul e ok, dăm deploy pe staging, testăm, merge bine și când așa îi dau deploy și pe... Și partea de provizionare de infrastructură, tot cu Terraform, da. Să ridica server? Da, tot ce e de acolo. Practic în momentul în care eu am nevoie să fac un deploy nou al aceeași soluții, am tot ce înseamnă Terraform files. Și astea sunt și ele open source? Da, sunt și ele prezente. De cele mai multe ori, aici, uite, de exemplu, nu am găsit un standard care să funcționeze pentru noi. În unele proiecte le aveam bundled împreună cu codul sus al proiectului, în altele în care lucrurile au devenit un pic mai complicate, le-am scos în repo separat. Poate vă întrebați de ce Terraform și nu CloudFormation sau alte chestii, având în vedere că... am mai discutat la un dat cu niște oameni, dar cum adică nu vreți să folosiți CloudFormation? Nu vrem să folosim CloudFormation. Da. În apărarea lor era meetup de AWS. Da. Dar noi am început aventura cu Terraform un pic mai devreme, înainte să ne punem noi infrastructura noastră pe chestii de infrastructure as code. Una dintre soluțiile pe care le-am dezvoltat noi in-house, targetate mai ales ONG-urilor, again, revin la povestea cu un CMS pentru ONG-uri, care să nu poată fi făcut la fel de urât cum multe dintre ele fac WordPress-urile pe care le instalează, dar care au în continuare feature-uri de care au nevoie, cum ar fi integrare cu un procesator de plăți, se poate accepta donații. Sau, nu știu, un modul în care se poate să-și pune echipa direct, să nu fie nevoie să facă nu știu ce. Exact, să nu fie nevoie să-și instaleze nu știu ce 6 plugin-uri dubioase de WordPress, care n-aibă știe cum sunt întreținute și ce backdoor își mai instalează via ele. Și inițial am avut discuții foarte lungi la început cu restul echipei de ok, cum facem să găzduim chestia asta la noi? Cum ne apucăm noi să facem un multi-tenant content management system pentru ONG-uri și ce înseamnă chestia asta cost-wise pentru noi? Cost-wise ne-am dat seama că nu înseamnă foarte mult sau că nu este neapărat o chestie de nedepășit. Ce s-a dovedit a fi de nedepășit era the legal liability, că eu trebuie să stau să fac moderare de conținut pentru toate ONG-urile care aveau site la mine. Și vă dați seama că nu avem resursa umană să stau să fac moderare de conținut. Și nici dacă aș avea, nu aș vrea să o folosesc pentru asta. So, creative problem solving. Am zis, există, în publicul nostru țintă, sunt toate ONG-uri. Aceste toate ONG-uri pot beneficia de credite de la AWS sau de la Azure,
Noi avem infrastructure's code, avem niște Terraform care după ce iau, nu știu, niște chei de autentificare de la cloud provider, mai setez niște variabile la mine, teoretic, în vreo 10 minute, deploy-ul ăla e gata. Durează mult mai mult procesul de onboarding al lor individual în care, na, aveți toate cele, ați aplicat pentru sponsorship de la Azure, v-au dat sponsorship, ne-ați dat acces în admin să putem să încărcăm chestia asta. Sunt multe alte lucruri care durează foarte mult în afară de toată povestea asta cu deploy. Și am ajuns practic la varianta în care via Terraform, noi avem acum un număr, cred că de numai știu, sunt în jur de 70 și ceva de deploy-uri făcute în ultimul 72 an. 72 NGO-uri își hostează site-ul la ei, dar noi le oferim complet gratuit și fără niciun fel de cost asociat partea de setup al infrastructurii și de mentenanță a soluției ulterior. Pentru tehnic nu, pentru că sunt toate rulează, nu știu, cu Azure Containers, cu web service, cu care. Da. Basically yes. Într-un fel sau altul. Chestia care ne permite nouă să ne și îndeplinim misiunea de a ne concentra pe mentenanță. Pentru că practic ne-am gândit noi la un moment dat, în timpul conversației, ok, ne putem să găsim o variantă să le facem deploy inițial, dar e foarte problematic. Eu cum mă asigur că odată ce am făcut 50, 15, 20, 100 de deployeri, eu pot să continui să le fac update într-un fel în care să nu nebunesc. Și într-un fel în care să fie sustenabil. Practic, cod este pus în producție via Da. Și de asta, că de asta am ajuns, de exemplu, să mergem mai mult pe soluții care mi ofereau deja un serviciu de running containers, ca să pot să mă concentrez pe chestia asta și nu pe stai că trebuie să provision o nouă mașină și să schimb IP-uri și să fac nu știu ce alte. A trebuit să ne tăiem un drum foarte bine definit în chestia asta, care momentan pare că funcționează destul de ok. Da. Avem și un cluster de Kubernetes. O întrebare, deci practic acum o clarificare. Infrastructura pe care o păstoriți, sunt aceste instanțe sponsorizate al ONG-ilor. Da. E acces la bucata de STS pentru aplicațiile care pentru stat, una dintre ele. Și apoi sunt niște chunks de mostly AVS, dar și alte cloud-uri, da, pe care le unați voi în funcție de unde ați făcut rost de credite. Da. Și cam cum arată footprint-ul ăsta de ținut de voi? Câte VM-uri sau cât e mic, e mare? Se micșorează. În momentul de față sunt pe AWS, cred că sunt în jur de 12 conturi care fac parte dintr-o organizație. Okay. Ne-am început istoric cu un singur cont mare, ne mișcăm încet încet de la acel monolit în conturi individuale, care ne ajută și pe noi la bugetare, pe măsură ce crește echipa să pot să dau acces mai granular la lucruri și alte chestii de genul ăsta. De principiu, nu știu să zic acum exact un număr de mașini, dar cred că tot prod și staging împreună ar trebui să însemne, sunt vreo, cred că 8 mașini numai pe clusterul de Kubernetes pe care avem some shared stuff. Și după aia deploy-urile individuale de aplicații care ori sunt în parteneriat cu un beneficiar care trebuie să stea separat, ori trebuie să stau. Sunt, cred că avem undeva pe la un 60-70 de mașini în total up and running. Dar cum aveți limitare la resurse? Nu avem limitare la resurse. În momentul în care ei ne oferă sponsori, avem limitare la bani, pentru că cele sponsorizate nu sunt sponsorizate gratis, ci sunt sponsorizate cu credite. Și creditele alea la un moment dat se duc. Se duc fie că le epuizezi, fie că expiră. La început, urile noastre când primeam credite expirau, pentru că nu puteam să folosim suficient de mult, acum se duc. Nu.
E un pic mai complicat aici. Noi suntem acum în conversații cu AWS direct în headquarters în Seattle, pentru că am cam epuizat ce puteam să primim de pe aici. Și în încercarea de a nu lupta aceeași luptă de două ori, am zis, ok, noi avem inițiativa asta de a ne scala eforturile la nivel global. Nu prea mai are sens să încercăm să purtăm discuția doar aici local, pentru că necesarul nostru de credit o să fie mult mai mare decât de aici. Da. Aveți un plan dacă AWS, de exemplu, renunță, nu vă mai susține și trebuie să vă mutați? O să fie un pic dureros să facem chestia asta, dar având în vedere că majoritatea lucrurilor pe care le avem noi sunt glorified containers, o să avem puțin muncă de făcut în a rescrie, nu știu, toate fișierele de Terraform. Da. Ar trebui practic să schimbăm niște Terraform și să mergem către ceva care este mai puțin. Dar CloudFront-ul pentru mine până la urmă este un... Da, dar în același timp ăla poate fi... Da, mă bazez pe el pentru grafice, pentru că îmi vine nativ cu ECS-ul. Noi folosim Elastic, I never remember what the name is. Da, punem containerele cu varianta asta low cost al lui AWS de a găzdui containere și pur și simplu... Pentru integrare mai fancy, cum avem, de exemplu, pe clusterul de Kubernetes, avem Grafana, avem un Victoria Metrics în loc de Prometheus și ne rezolvăm acolo. Nu. Îl folosim just for... Apropo de vendor locking, pe chestiile stateful value și alte lucruri, folosiți chestiile managed de la... Da. Okay. Dar sunt relativ... compatibil. Pentru noi am făcut migrări între chestii pe care aveam în staging și staging-ul la noi a devenise în anumite situații devine actual staging în care se și pune conținut în picioare. Și okay, ca să nu mai facem munca aia de două ori, ok, s-a terminat, are we sort of final, facem un download la bază de date, ne mutăm pe un alt deploy, poate să fie alt cloud provider, alt anything, okay. N-am avut până acum nicio problemă. Deci încercați să folosiți manage open source stuff. Da. Nu m-am dus pe, nu știu, Oracle sau alte chestii de genul ăsta. Dacă eu pot să mă instalez pe o mașină, dar există varianta manage de exact aceeași chestie, de cel mai multe ori o să prefer să nu stau să fac eu update-uri la... Și datele alea sunt exacte. Le țineți cumva cold storage undeva în afara AWS-ul, ca în caz de mâine AWS-ul decide ca un Minecraft. Să luați datele astea... Doar Google face din asta. Doar Google face din asta. Da. Ideea este ca să nu stai să pierzi date, știi, și apoi dacă ai niște multe date cu de relational database, ca să le scoți de acolo și crezi cum stai și trebuie să știm. Toate bazele de date pe care le avem managed în momentul de față, singurele care nu sunt managed, sunt niște chestii complete efemere de staging, care whatever poate să crape, I don't care. Toate sunt backed up. Nu sunt backed up în afara regiunii, sunt tot în AWS, dar dacă cumva există varianta în care X data center-ul meu crapă, I don't know. E sau de... Da, îmbușesc ceva. Nu, pentru că nu am neapărat use case-ul ăsta în care să vreau să mă mut foarte rapid. De cele mai multe ori, o planificare, o mutare de genul ăsta putem să facem across a wider span of time și atunci că leg eu cele două baze de date împreună cu un compute între ele și I just move, da, nu se întâmplă în plus. Da, în general, majoritatea lucrurilor pe care le dezvoltăm sunt, dar în general sunt folosite just for object storage, normal, de fișiere, de alte chestii încărcate de... Vorbim despre credite și ONG-uri și independență, care e relația cu statul? E toleranță? Le place? Statul fiind oricare minister ar avea un... Da, e un pic din nou în afara ariei mele, dar cred că într-un oarecare fel avem o relație de love-hate în care statul își dă seama, a început să-și dea seama după ceva timp că suntem utili
și că avem intenții bune de a face lucruri, dar în continuare se întâmplă de multe instituții în care să fie extraordinar de suspicioși la dar de ce, cum adică gratis, că ceva nu e ok că e gratis, sau nu se aliniază cu valorile noastre asta și de pe urmare nu... Eu mergeam pe direct așa, da. Eu cred că le faceți o bună parte din treaba pe care da, sunt multe soluții care din punctul într-o lume ideală nu ar fi trebuit să fie făcute de un ONG. Dar suntem noi special în România sau se întâmplă așa și în alte țări? În Estonia? Estonia nu știu dacă e neapărat cel mai exemplu. Sunt alte țări care o duc mai bine pe digitalizare și sunt alte țări care o duc mai bine pe... Ați avut surpriză din asta în care vreo țară super... nu știu, înaintea noastră sunt totuși în urmă cu digitalizarea? Dar sunt. Asta pot să vă zic și eu din experiență proprie, că eu nu mai locuiesc în România de câțiva ani, locuiesc în Portugalia. Ei au o digitalizare care din multe puncte de vedere nu este net superioară. Adică e o plăcere să intri pe site la ANAF la ei. And I'm not joking. Chiar funcționează, chiar e ok. Da? Dar uite, de exemplu, în contextul ăla, a trebuit să depun declarația de taxe recent. Avem o soluție întreagă care se numește redirecționează.ro, care a fost construită de un voluntar de-al nostru very long time ago, făcută el om pe cont propriu. La un moment dat a zis, eu nu mai pot să mai mențin, hai să lucrăm împreună la chestia asta și a venit și a transferat-o la noi. Este o soluție întreagă scrisă în Python, care a rulat ani de zile pe Google Cloud pentru pe App Engine, pentru că asta știa tipul, cu asta lucra la muncă, it worked fine, dar e o chestie de aia, de se consumă foarte mult compute, trebuie să am bază de date, trebuie să țin fișierele a 10.000 de oameni care donează 2%, 3,5% acum pentru organizații. Trebuie ca organizațiile astea toate să-și descarce PDF-urile și o să fac o grămadă de curățare ulterior ca să nu le iau și să le țin. Pentru o chestie pe care, de exemplu, statul portughez a rezolvat-o cu o jumătate de pagină la sfârșitul formularului de depunere de taxe. Există un drop-down acolo în care tu poți să alegi care e organizația la care tu vrei să donezi din venitul, din impozitul pe venit. Da. Special ca să donezi. Probabil. Da, 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 se face, dar nu, acolo trebuie să iei să scrii. Aici există un drop-down în care tu poți să cauți după codul fiscal sau după denumire. E vreun proiect care ați vrut tot timpul să-l faceți, dar n-ați avut resurse, n-a fost momentul. Care e? The One That Got Away, așa tot timpul, este un proiect despre care nu știu foarte multe, dar l-am auzit vorbind de multe ori de el, care ar trebui să numească Brain Gain. Și trebuia să fie sort of, nu știu, o platformă pentru half social network, half something pentru oamenii super smart care au plecat din țară, să încerc să-i aduci înapoi să facă chestii și altă. Dar e genul de lucru care la vremea respectivă a fost definită foarte foarte vag sau mai într-un fel nu neapărat extraordinar de tangibil și diaspora mensa. Something, ceva de genul ăsta. Like, cu niște intenții foarte bune, dar care n-a depășit niciodată punctul de conversație inițială pe tema asta. Va exista un proiect cu titlul denumirea Brain Drain at some point, dar nu se știe încă sub ce va fi. Și da. Ai și stat un program care se ajută cu copiii ca să intereseze aici. Ultima întrebare de la mine. Sunt curios cum poate un random person care lucrează la un film și scrie cum să ajute? Voi sau altfel să ajute societatea? Sau sunt de principiu trei forme mari și late în care oricine poate să ne ajute. Una dintre ele și cea mai la îndemână este să ne susțină financiar. E pe code4.ro/donează. Avem acolo donații via PayPal, conturi bancare, donații prin SMS la textul putem la I don't know what the number is. I'm sorry, I'm a terrible employee. Da. Da.
Așa, pot să caut pe 864, așa. Da, Gheorghe, hello Gheorghe, colegul meu. Da, vezi, proper employee, nu ca mine. Așa, și de principiu, na, să follow us și să spread the good words de ce facem și altor oameni care nu știu de noi. Al doilea e că tot timpul căutăm voluntari. Căutăm în principiu voluntari care să ne ajute pe PHP, pe Python și pe .NET, care sunt principalele trei limbaje cu care lucrăm, sau dacă sunt oameni care sunt super interesați de a discuta cu noi pe chestii de infrastructură și eventual security și alte lucruri de genul ăsta pe care am putea să ați putea să împărtășiți cu noi o parte din expertiza voastră în ideea în care să facem și noi lucrurile mai bune și mai safe pentru toată lumea. Și na, asta la Hack Day-uri care se organizează la noi online momentan în ultima sâmbătă a fiecărei luni. Ne adunăm. Da. Ne adunăm online, facem lucruri, există cineva pentru fiecare proiect care vine și îți zice care e treaba cu issue-ul ăla, poți să pui întrebări. De cel mai multe ori este și cineva din departamentul de tech care poate să te mai ajute cu setting up local environment sau alte lucruri de genul ăsta, ca să poți să. Da. Și să poți să contribui și să începi să faci lucruri. Mie personal mi se pare că este tot timpul mai util să nu aștepți neapărat un hack day dacă vrei să contribui. Slack-ul nostru e deschis pentru oricine, sunt 3.000 plus 4.000 de oameni, nu m-am mai uitat de mult să văd cât suntem acolo. Tot timpul e cineva pe Slack, chiar dacă nu pare neapărat activ tot timpul, pentru că se întâmplă să fim cu capul în GitHub, în conversații sau în alte lucruri. Băgați capul, say hello, spuneți cam ce ați vrea să faceți și vă uitați la noi prin report și orice fel de contribuție pe care aveți at some point, noi suntem mai mult decât fericiți să ne uităm la ea și să vedem cum putem să o integrăm. Îți dați feedback că n-ați făcut bine ceva? Codul ăla noi. Okay. S-a întâmplat de câteva ori în momentele în care vine acel influx foarte mare de voluntari, că sunt și oameni care ajută și sunt oameni care au venit numai pentru trolling. Dar e cumva normal și ne-am obișnuit cu asta. Și că we are hiring, adică dacă vi se pare că e ceva care s-ar putea să vă intereseze pe voi, mostly către un job de PHP developer cu strong preference pentru Laravel sau pentru un mobile dev pe React Native, contact@codefork.ro, să mă asigur că you get speed tracked în procesul de recrutare. Dacă folosiți codul Andrei 4 iulie. Da. Și ignorați bucățica cu PipeShit. Da. Care e rezervat angajaților. Dar nu e, că știi cum e, că poate să fie văzut ca o chestie de pile of shit, dar am avut o, știu că nu o să sune chestie, nu o să sune neapărat plauzibil, dar I've had a blast făcând debugging la niște mizerii de memory leaks care mi-au apărut într-un proces de server-side rendering. A fost cea mai liniștită perioadă din, nu știu, 2-3 zile în care efectiv am putut să fac deep dive în chestia asta și să mă uit în el să văd ce se întâmplă, cu niște grafice pe care n-am mai făcut niciodată și m-am simțit extraordinar când am reușit să rezolv asta la sfârșit. Nu e genul de chestii pe care poți să o dai neapărat unui voluntar, dar momentul ăla când ajungi la sfârșit și ai zis am rezolvat-o, linia e constantă. Cred că I can relate to that, că mi se pare că asta e o problemă pe care ai în mod deosebit în compania de produs. Când faci foarte mult servicii, ai numai Greenfield Projects, da, care sunt toate sexy și fun și le livrezi. Și când ai o companie de produs și ai acolo cod care se adună în 10-15 ani de la zeci de generații de echipă. Nici măcar zeci de generații, te uiți și zici, aoleu, cineva a lucrat aici și îți vezi moaca pe GitBlame. De acum 6 luni, that's not even the generații trecute. Așa că e sign legacy. Ah. Poate să însemne și ce înseamnă cuvântul ăsta în afara engineering-ului. Da. Bun. Ok. Acum, dacă mai sunt întrebări pe zona asta de infra, de Terraform, sau de orice, de fapt.
ca să statul. Plați să investiți foarte multă energie pe ce să vă lase pe altă statul. Și cum v-ați referat? S-a întâmplat cu, nu mai știu să zic exact acum detaliile, că a fost într-o perioadă în care eu am fost mai mult away, dar pe la începuturi noi încercam să-i ajutăm pe cei de la ANABI, care e Agenția Națională pentru Administrarea Bunurilor Imobilizate, să aibă o platformă pe care se poate gestiona mai eficient inventarul pe care l-au. Și acolo au existat niște fricțiuni, au existat niște probleme de ordin politic, care la un moment dat ne-au făcut clar că proiectul ăla e mort în păpușoi și că nu avem ce să mai facem. Și aia a fost, adică nu, având în vedere că noi nu, iarăși, ne punându-ne în poziția în care să tratăm statul ca pe un client și eu să mă aștept să fiu plătit pentru serviciul pe care îl prestez, eu găsindu-mi sursa de finanțare ca organizație din altă parte, chestia asta pe mine mă eliberează foarte mult ca organizație de riscul pe care l-aș avea de a, nu știu, de a avea statul sau altă organizație, de a se transforma într-un client rău platnic. Apropo de asta, nu puteți verifica pe Star cu un leu sau ceva pentru o aplicație securi? Our policy este zero. Da. Nu știu, nu am avut niciodată cont pe SEAP. So. Având în vedere că în mult proiect sigur va crește în viitor, poate ar fi una la o idee ca să faceți o pauză și să încercați să construiți niște componente. Marius, vreau să întrerup un pic și să opresc Google Meet, să deschid de pizza și să pui întrebarea cu Raflin. Ideea fiind că tot... Ne, asta...